Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi este ultima zi din luna aprilie, o zi foarte importantă pentru piața cripto, asta pentru că avem parte de multe evenimente importante pentru această industrie, unele bullish, altele din păcate cred că bearish, iar cireașa de pe tort vine din partea SEC-ului american care, conform ultimelor informații, se pare că anchetează fundația Ethereum de mai bine de un an și se pare că șansele să vedem un Ethereum Spot ETF aprobat în Statele Unite în luna mai sunt acum mult mai mici. În următoarele minute vom discuta mai multe detalii despre această anchetă începută de SEC-ul american împotriva celor de la Ethereum undeva în 2023. De asemenea, avem câteva știri interesante despre Bitcoin și despre noi posibile produse de tip Bitcoin Spot ETF. Vom discuta și despre Uniswap, Avalanche și chiar un memecoin din top 100 care a avut în ultimele zile o creștere de peste 1400%, dar vom vedea și un token ce urmează să fie lansat în 2024 și care cred că are potențialul să ajungă direct în top 50 CoinMarketCap. Începem cu știrea principală de astăzi și discutăm despre acel război dintre SEC-ul american și Ethereum, asta deși mulți așteaptă în luna mai un posibil produs Ethereum Spot ETF care ar trebui să fie aprobat de SEC-ul american. Din păcate, lucrurile nu arată foarte bine și asta pentru că se pare că SEC-ul american anchetează fundația Ethereum de mai bine de un an și vrea să dovedească că Ethereum este un security. Această informație a apărut ieri 29 aprilie din partea celor de la Fox Business și asta reiese din documentația depusă de compania Consensus, care săptămâna trecută a dat în judecată SEC-ul american. Consensus se ocupă de dezvoltarea blockchain-ului Ethereum și din păcate a trebuit să apeleze la această variantă, să dea în judecată SEC-ul american, tocmai pentru că SEC-ul american are acest război cu rețeaua lui Vitalik Buterin. Și deși se știa de câteva săptămâni că SEC-ul american anchetează fundația Ethereum, acum aflăm că SEC-ul anchetează fundația Ethereum de mai bine de un an și da, se pare că Gary Gensler este de părere că Ethereum este un security de o perioadă foarte lungă de timp. Informația oferită ieri de Fox Business vine ca un șoc în piața cripto și este și puțin amuzantă, asta pentru că Gary Gensler a fost audiat în fața Congresului American undeva în urmă cu un an. Atunci Gary Gensler a fost întrebat dacă crede că Ethereum este un security și atunci chairmanul SEC-ului american a încercat să evite răspunsul la această întrebare. Iar partea amuzantă este că, conform ultimelor informații, se pare că la acea dată ancheta împotriva celor de la Ethereum era deja deschisă, adică SEC-ul american avea deja această părere că Ethereum este un security și voia să dovedească acest lucru. Iar conform acestui articol oferit de Fox Business, se pare că ancheta a fost aprobată pe 28 martie 2023. Atunci șeful diviziei de aplicare a legii din cadrul SEC-ului american, Gerbir Grewal, a aprobat această investigație, care are ca rol să dovedească că Ethereum reprezintă un security. Ok, ce înseamnă asta acum pentru acel produs Ethereum Spot ETF? Am prezentat în ultimele săptămâni mai multe păreri din partea anumitor companii care chiar au aplicat pentru acel Ethereum Spot ETF. Astăzi vedem și părerea lui Justin Sun. Justin Sun este fondatorul Tron și acesta a cumpărat cantități foarte mari de Ethereum în ultima lună. Cu toate astea, Justin Sun se pare că nu se așteaptă ca SEC-ul american să aprobe în luna mai acel Ethereum Spot ETF. Aici se pare că companiile care așteaptă un răspuns ar fi VanEck și ARK Invest. Acestea au deadline-ul pe 23 și 24 mai. Cei de la VanEck, de asemenea Standard Chartered Bank și chiar Bloomberg, sunt de părere că șansele sunt foarte reduse să vedem în mai un Ethereum Spot ETF, iar acest lucru ar putea provoca o vară destul de roșie pentru spațiul cripto și în special pentru altcoinuri. Totuși, vestea bună este că în această dimineață a început tranzacționarea produsului Ethereum Spot ETF, dar în Hong Kong. Produselor axate pe Bitcoin și Ethereum și se pare că investitorii din Hong Kong nu sunt interesați de ce se întâmplă în Statele Unite. Ei sunt de părere că Ethereum nu reprezintă un security și asta pentru că autoritățile de reglementare din Hong Kong au decis că Ethereum nu este un security și se poate aproba acel Ethereum Spot ETF. Din acest motiv, nu le pasă de ce se întâmplă în Statele Unite din partea SEC-ului american, deși trebuie să recunoaștem că lucrurile ar arăta mult mai bullish dacă SEC-ul ar fi de aceeași părere.
Produsele ETF care se bazează pe spot, pe Bitcoin și Ethereum, au început tranzacționarea în această dimineață, pe 30 aprilie. Se pare că volumul în prima parte a zilei a fost de 6,3 milioane de dolari pe aceste produse. Din păcate, cifra este foarte mică. Dacă comparăm cu volumul înregistrat de ETF-urile pe Bitcoin în prima zi după aprobare, ca să vă faceți o idee, în prima zi după ce s-au aprobat acele ETF-uri în Statele Unite, volumul pe ETF-urile respective a depășit 4,6 miliarde de dolari, asta într-o singură zi. Acum în jumătate de zi, vedem că aceste produse din Hong Kong au avut un volum de doar 6,3 milioane de dolari, iar din acest motiv vedem astăzi că tranzacționarea acestor produse ETF în Hong Kong nu a mișcat deloc piața cripto și Bitcoin încă arată destul de rău. De asemenea, o altă veste bună legată de acest subiect vine din Australia, asta pentru că în Australia s-ar putea în acest an să se aprobe primul Bitcoin Spot ETF din această regiune și produsul e posibil să poată fi tranzacționat pe exchange-ul ACX din Australia până la finalul acestui an. Vedem că în 2024 am avut un Bitcoin Spot ETF aprobat în America, apoi în Hong Kong. În Europa, acel Bitcoin Spot ETF a fost aprobat în 2023 și da, se pare că urmează acum și Australia. Iar printre companiile care au aplicat deja pentru acest produs Spot ETF în Australia, avem celebrul VanEck, dar și două companii locale precum DigitalX sau BetaShares. Continuăm cu altă știre interesantă despre Bitcoin și aici avem o știre legată de un nou record înregistrat de rețeaua lui Satoshi Nakamoto, asta pentru că Bitcoin se pare că a procesat într-o singură zi peste 1,6 milioane de tranzacții sau de plăți confirmate, un record impresionant pentru rețeaua Bitcoin. Acest record a fost înregistrat pe 23 aprilie în această lună, la 3 zile distanță de etapa de halving de pe 20 aprilie și da, 1,6 milioane de tranzacții pe rețeaua Bitcoin în doar 24 de ore, dar trebuie menționat că recordul se datorează acelor Bitcoin runs care au fost lansate pe rețeaua Bitcoin după etapa de halving și asta pentru că aceste Bitcoin runs se pare că au reprezentat peste 81% din tranzacțiile realizate pe rețeaua Bitcoin în acea zi, pe 23 aprilie. Continuăm și cu două știri interesante despre MicroStrategy, compania care deține în prezent cam 1% din supply-ul total al monedei Bitcoin. MicroStrategy a prezentat raportul pentru Q1 2024 și, din păcate, compania condusă de Michael Saylor se pare că a înregistrat pierderi de 53 de milioane de dolari în Q1. Dar cu toate astea, MicroStrategy se pare că a cumpărat în 1 aprilie 122 de monede BTC, acum deține 214.400 de monede Bitcoin. Compania lui Michael Saylor se pare că a plătit suma de 7,8 milioane de dolari pentru aceste 122 de monede BTC. Și da, acum se pare că cei de la MicroStrategy dețin peste 1% din supply-ul de Bitcoin. Discutăm și despre Uniswap, cel mai important DEX de pe rețeaua Ethereum, care, din păcate, de asemenea, este anchetat de SEC-ul american. Uniswap se pare că reprezintă 37% din volumul înregistrat pe rețelele Layer 2 de pe Ethereum, o cifră impresionantă. Uniswap este cel mai important exchange descentralizat pentru Ethereum și vedem că joacă un rol important și pentru aceste rețele Layer 2 care se axează pe rețeaua lui Vitalik Buterin. Iar rețelele Base și Arbitrum, cele mai importante două blockchain-uri de tip Layer 2, se pare că reprezintă peste 82% din volumul total de pe aceste rețele Layer 2 pe Uniswap. Și după cum menționam și ieri, dacă este un proiect care poate profita de narrativa Ethereum Spot ETF, este cu siguranță Arbitrum. Discutăm și despre Avalanche, unul din proiectele mele preferate, care vedem astăzi că a încheiat un parteneriat cu cei de la Stripe. Stripe este un procesator de plăți care acum câteva zile a anunțat că va colabora cu USDC, cu acel stablecoin și va permite plățile cu stablecoinul USDC. Acum Stripe se pare că va integra tokenul celor de la Avalanche, AVAX, pentru un program de fiat to crypto și practic utilizatorii Stripe vor putea cumpăra AVAX direct din anumite aplicații Web3. Se pare că până acum 8 aplicații au integrat acest serviciu sau acest widget oferit de Stripe și da, este o veste foarte bună pentru AVAX, un token care arăta foarte bine în 2024, iar această colaborare ar putea ajuta și mai mult la adopția tokenului AVAX.
De la Avalanche sărim la Solana și discutăm despre probabil cel mai popular meme coin de pe Solana în această perioadă. Discutăm despre Doggy Fat, care a fost listat și pe Bybit în această săptămână. Ei bine, această listare pe Bybit se pare că a dus și un pump de 1450% pentru tokenul Doggy Fat. Asta pentru că probabil lichiditatea de pe Bybit a fost foarte scăzută. De exemplu, dacă mergem pe Bybit și ne uităm pe zona de spot, vedem că memecoinul WIF a avut o creștere impresionantă imediat după listare. Aici suntem pe un minut și vedem că acest memecoin ajunge la un preț de $2.7, cât avea în mod normal, până la un preț de aproximativ, de fapt cred că e mult mai mare decât ce avem aici pe ecran, până la un preț de $42. Bineînțeles, memecoinul WIF s-a corectat între timp și a ajuns din nou în zona de $2.7, acum $2.5, dar da, a fost o mișcare interesantă, a fost o mișcare foarte ciudată pentru un proiect din top 100 CoinMarketCap, iar unul a avut chiar posibilitatea să vândă la un preț poate chiar de 10 ori mai mare decât are tokenul în prezent. Continuăm și cu o știre foarte interesantă despre EigenLayer, acel protocol de restaking de pe Ethereum, care în 2024 a tras la stake sau a tras pe partea de totul value locked peste 15 miliarde de dolari. Proiecte precum EtherFi sau Renzo, ultimul proiect de pe Binance Launch Pool, fac parte din acest ecosistem de pe EigenLayer și acum aflăm că EigenLayer intenționează în acest an, în 2024, să lanseze de asemenea propriul token. Din informațiile apărute, se pare că noul token va avea un supply total de 1,6 miliarde de monede și 45% din supply va fi redirecționat către comunitatea EigenLayer, care participă și depune la stake Ethereum pe acest protocol. La cât de mare este EigenLayer în prezent, cred că tokenul ar putea ajunge direct în top 50 CoinMarketCap, dar vom vedea dacă poate fi în același timp și o investiție bună la listare. Încheiem aici video-ul de astăzi, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!